Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou video. Astăzi vă voi prezenta cel mai proaspăt telefon de la Allview, și anume X2 Sol, sau așa cum este cunoscut pe alte continente, în special în Asia, Xiaomi eLife S5.5. Avem de-a face cu cel mai subțire smartphone la ora actuală din lume. De fapt, dacă nu mă înșel, cred că azi dimineață Xiaomi a lansat nouă versiune a acestui terminal, dar mult schimbată, adică mai slabă pe partea de display, de baterie, de procesare, și aceea măsoară doar 5,1 mm în grosime. Totuși, la nivel de capacitate, de performanță, acesta este modelul cel mai bun în prezent. Și, așa cum am spus, este un telefon foarte, foarte subțire, 5,55 mm mai exact în grosime, o baterie de 2300 mAh, la fel cum găsiți și pe LG Nexus 5, la fel cum găsiți și pe HTC One M7, modelul de anul trecut. Vine cu un ecran de 5.5, Corning Gorilla Glass 3, atât pe față, cât și pe spate, este acoperit de aceea sticlă. Diferența este că pe față sticla are 0,5 mm grosime, iar pe spate 0,4 mm grosime. Și marginile sunt făcute dintr-un aliaj de aluminiu, așa cum ne spun cei de la Allview. Telefonul prezintă o cameră de 13 megapixeli cu LED flash. Este exact același modul de cameră pe care îl găsiți pe Samsung Galaxy S4 sau pe LG G2, Sony IMX135, dacă nu mă înșel. Deci este exact același modul, aceeași cameră de pe S4 și G2. În drept urmare, rezultatele, așa cum veți vedea probabil și în videourile viitoare, sunt foarte bune. Eu unul de ieri testez telefonul de când l-am cumpărat și pot să spun că sunt plăcut uimit de ceea ce oferă această cameră. Desigur, în față avem o cameră de 5 megapixeli cu lentilă wide la 95 de grade, deci peste tot ceea ce se găsește pe orice alt smartphone în ziua de astăzi, doar telefoanele de la HTC din gama One oferă o lentilă mai largă, cu un cadru mai larg, dar și acelea sunt la 78 de grade. Acesta are 95 de grade, cum am spus, și pozele sunt foarte, foarte bune de asemenea. Tot pe spate avem un difuzor, care pe mine, unul sincer, nu m-a dat pe spate. Ca să fiu mai precis, difuzoarele de pe Viper S mi se par mult mai bune decât ceea ce avem pe X2 Sol. Telefonul are, așa cum știți, un procesor octa-core, o soluție de la MediaTek, tactat la 1,7 GHz, 2 GB de RAM și 16 GB de memorie internă. Din păcate, pe acest terminal și, desigur, în principal subțirimii lui, nu avem un slot microSD, deci trebuie să vă mulțumiți cu cei 16 GB oferiți de Allview. Mai exact, aproximativ 11 GB și jumătate rămân pentru utilizator. Pentru mine este suficient, niciodată nu-mi încarc telefoane cu prea multe prostii, descarc doar aplicațiile necesare, strict necesare și cam atât. Ecranul, cum am spus, este un 5.5 și de asemenea este un Super AMOLED Full HD 1080p 441 ppi. Este exact același ecran de pe Galaxy S4, dacă doriți. Este ecranul fabricat de Samsung, scrie și pe cutie, dacă vă uitați pe verso veți vedea că scrie că ecranul este făcut de către cei de la Samsung. Fiind un Super AMOLED, cunoaștem cu toții beneficiile acestor tipuri de ecrane: culori foarte vii, contrast foarte bun, practic infinit, negru foarte adânc, absolut superb, este chiar un ecran deosebit și, sincer să fiu, nu mă așteptam ca pe un telefon de acest gen să fie incorporate astfel de tehnologii.
ținând cont de prețul la care se vinde acest model. În momentul de față, Allview X2 Sol se vinde în România la prețul de 1500 de lei, puteți intra pe pagina lor. Deci undeva la 350 de euro, ceea ce este un preț foarte bun și competitiv, este la același nivel cu Nexus 5. Cel puțin din punct de vedere al prețului. La anumite capitole, ca să fac o scurtă comparație, de când testez acest terminal, pot să spun că depășește Nexus 5 la foarte multe lucruri, în principal la cameră, deci acolo nu se discută. Din punctul meu de vedere, pozele sunt mult mai frumoase, mult mai clare, mult mai mult detaliu cu această cameră de 13 megapixel decât pe Nexus 5. Un aspect interesant și am impresia că este vorba de un bug în soft, pentru că altfel nu pot să-mi explic, este durata de viață a bateriei. Ce vreau să spun este, bateria ține, hai să spunem, oarecum ok. Depinde foarte mult de cum îl folosiți. Având o baterie 2300 mAh, la fel ca și Nexus 5, mă așteptam oarecum să aibă aceleași performanțe în materie de baterie cu Nexus 5. Din păcate, este o chestie pe care eu nu o înțeleg și, așa cum am spus, bănuiesc că a fi o problemă de software, deci sper ca în viitorul foarte apropiat, cu update-ul la 4.4, așa cum a anunțat Allview, să se remedieze această situație. În momentul în care încărcați bateria la 100% și veți începe să utilizați telefonul, veți vedea că bateria va scădea dramatic, fantastic de rapid. Eu, de exemplu, am scos telefonul de la încărcat acum maxim 40 de minute. Haideți să intru puțin în setări să vă arăt. Apropo, eu folosesc Go Launcher-ul, pentru cei care sunt curioși ce fel de launcher am. Și haideți să vă arăt. Deci am scos telefonul, l-am încărcat acum 48 de minute și 29 de secunde. Ecran activ 30 de minute și eu mai am doar 77% baterie. Mi se pare a fi mai mult decât în neregulă ceva aici. Am observat chestia asta prima dată când mi s-a terminat bateria. În momentul în care telefonul ajunge undeva la 55% din durata de viață a bateriei, începe să funcționeze normal din acest punct de vedere. Până la momentul respectiv, undeva în jurul lui 55-60%, deci cam primii 40% din baterie, se duc fantastic de repede. Nu știu dacă cineva care folosește terminalul timp de o oră în continuu va observa că va ajunge foarte rapid la acel nivel pe care eu l-am spus anterior. Este mai mult ca sigur, sper, cel puțin să fie o chestiune de soft, un mic bug care să fie ulterior eliminat, astfel încât telefonul să aibă o performanță a bateriei mai bună, ținând cont totuși de de capacitatea bateriei, care este doar 2300. Totuși, cu această mică problemă, vreau să vă spun că am obținut undeva la 3 ore 30, 3 ore 45 de ecran activ, ceea ce nu este foarte, foarte rău, dar nici excelent. În aceleași condiții, cu Nexus 5, dacă intrați pe linkul din descrierea acestui video și veți vedea videourile la Nexus 5, în aceleași condiții cu Nexus 5 scoteam 4 ore de ecran activ și folosind runtime-ul ART pe Nexus 5, atunci obțineam undeva la 5 ore, 5 ore și jumătate. Deci consider că dacă s-ar elimina bug-ul respectiv, cred că este o problemă de software, să nu fie o problemă din hardware, am putea obține în principiu cam aceiași timp de autonomie exact ca și Nexus 5, ceea ce n-ar fi foarte rău pentru acest telefon, mai ales ținând cont de grosimea terminalului. Alte aspecte, păi telefonul se mișcă foarte bine. Deci nu am observat până acum probleme, n-am observat lag, n-am observat reboot-uri, deci nu mi s-a întâmplat să-și dea reboot, să se blocheze sau alte chestii de genul ăsta. În benchmark-uri de asemenea se prezintă foarte bine. Haideți să vă arăt ultimul rezultat pe care l-am scos în Antutu.
După cum bine știți, nu sunt fanul numărul 1 al benchmark-ului, se pare că nu mai am rezultatul. Asta e, în fine, am scos undeva la 30.000 de puncte, 30.000 și ceva. Iar în quadra, în standard, am scos undeva la 14.000, dacă nu mă înșeală memoria. Ceea ce, din nou, cum am spus, nu este un rezultat foarte prost. Este undeva, dacă vreți, la nivelul lui, din ce am observat eu, la nivelul lui Galaxy Note 2. Și din acest punct de vedere depășește cu mult Nexus 5-ul, indiferent că rulează pe Dalvik sau Art. Camera, cum am spus, foarte bună, absolut nimic de rău de spus, cu o singură excepție la filmarea video. Din nefericire, și nu pot să înțeleg această decizie, videourile filmate sunt stocate în format 3GP. Pot să înțeleg, și anume pentru simplu fapt că ocupă mai puțin spațiu, ținând cont că acest telefon nu beneficiază de slot pentru card microSD, dar totuși în ziua de astăzi, pe un astfel de terminal cu astfel de capacități și cu astfel de performanțe, să pui, să realizezi filmările în 3GP, mi se pare absurd. Filmările sunt foarte bune, deci nu, să nu credeți că filmările nu sunt bune, dar totuși există dezavantaje din cauza formatului în care se realizează, și anume a 3GP-ului. În primul rând, nivelul frame rate-ului și alte mici chestii. La nivel audio, cum v-am spus, pe partea de difuzor, terminalul nu m-a impresionat. Mi s-a părut mai bun Viper-S-ul la acest capitol. În schimb, în căști, la fel ca și la Viper-S, cum am spus în videourile trecute, este probabil cea mai plăcută surpriză pentru mine. În viața mea nu am auzit muzică atât de frumos și atât de clar și cu atâtea efecte precum am auzit pe Viper-S sau pe X2 Soul. Asta în condițiile în care ei folosesc pe terminalele lor tehnologia DTS, Digital True Surround, și bineînțeles în telefoanele lor încorporează amplificatoarele Yamaha, care cu siguranță își fac simțită prezența. Nu folosesc căștile din dotare, le-am folosit pe Viper-S, nu m-au impresionat absolut deloc, sunt aceleași căști ca și pe Viper-S, același design, nimic special. În schimb folosesc căștile mele, pe care le folosesc de vreo 2 ani, și anume o pereche de Sennheiser CX300 Second Edition, și pot să spun că n-am auzit pe niciun alt terminal până ziua de astăzi același sunet și aceeași calitate, și nu m-am bucurat la fel de mult să ascult muzică pe un terminal precum am făcut-o pe acest terminal și pe Viper-S. Sunt foarte plăcut impresionat, și pentru audiofili acest telefon va fi cu siguranță unul excepțional. Pe partea de jocuri, am instalat și vreo 2 jocuri ca să-l testez, să mă joc puțin. Pot să spun că totul se mișcă absolut ok, nicio problemă, nu am observat să scadă frame rate-ul, nu am observat lag. O singură chestie, telefonul tinde să se încingă puțin, îndeosebi în această parte, chiar lângă cameră, începe să devină destul de cald. Dar pot să spun că nu cu foarte mult, sau știu eu, nu iese din tipar comparativ cu orice alt telefon la ora actuală de pe piață. Deci gândiți-vă foarte bine când vreți să instalați jocuri cu grafică foarte puternică, gen FIFA 2014 sau Asphalt 8. Gândiți-vă foarte bine că veți avea un mic disconfort în această zonă în special, dar și în această parte. Altfel, nimic deosebit, v-am spus, deci este în normă cu tot ceea ce se găsește pe piață în acest moment. Ce ar mai fi de zis? În afară de bug-ul cu bateria, care sper să fie un bug, nu am observat alte lucruri rele. Aveți o grămadă de lucruri în setări, lucruri interesante.
aveți inclusiv Smart Gestures, printre care eu folosesc doar unul singur și anume Double Tap-ul ca să pornesc display-ul. Este una din chestiile care mie îmi plac întotdeauna să le am pe orice telefon. Din păcate nu orice companie implementează acest tip de gesturi de a deblocat telefonul. Mie mi se pare cel mai rapid, cel mai comod, drept urmare îmi place la nebunie. Sunt și o grămadă de aplicații preinstalate. Una dintre ele care este chiar foarte bună și foarte interesantă este aceasta, Power Manager. Și doar ca o mică paranteză, dacă ați observat când am început să facem acest video, bateria mea era la 78% și în momentul acesta este la 74%, ținând cont că nu am folosit-o fantastic de mult. Nu am opțiunea de power saving activată, nu-mi place să o țin activată. Cam astea ar fi niște prime impresii cu Allview X2 Sol sau Geony Life S5.5. Cel mai subțire, la momentul actual, este încă cel mai subțire telefon de pe piață. Un telefon extraordinar, îmi place la nebunie, se simte excelent în mână, foarte, foarte frumos telefonul. Calitatea construcției este incredibilă, credeți-mă, nu se aude nici cel mai mic scârțâit, nici cea mai mică problemă. Panourile sunt prinse foarte bine, panourile de sticlă Gorilla Glass 3 în carcasa de aluminiu. Deci absolut niciun defect vizual sau estetic sau de orice altă natură la acest capitol. Pot să spun că este cel mai frumos telefon, cel mai frumos device pe care l-am ținut vreodată în mână și sunt plăcut impresionat și de restul pachetului. Neașteptat, ținând cont că vorbim totuși de o companie foarte mică pe piața telefonelor mobile și foarte puțin cunoscută în general. Este un produs excepțional. Cu mica paranteză, bug-ul referitor la durata de viață a bateriei. V-am explicat despre ce e vorba. Sper să se remedieze cu 4-4 KitKat, deși nu am așteptări mari, ținând cont câte probleme au cu KitKat-ul pe alte terminale. Dar dacă totuși se poate rezolva, ar fi excelent și acest telefon ar merita cu prisosință investiția în el. V-am spus, este 1500 de lei în momentul de față. Pentru tot ceea ce oferă, țineți cont că celelalte companii consacrate pe piață, știu eu, Samsung, HTC și așa mai departe, vă cer dublu. Acesta a fost videoul. Sper că v-a plăcut, dacă da, dați like, de asemenea share-uiți acest video ca să-l vadă și alții și lăsați comentarii în secțiunea de comentarii. Voi reveni în zilele următoare cu teste, cu benchmark-uri, cu gaming, cu un review pentru cameră și așa mai departe și vă aștept și atunci în videourile mele, dacă pot să spun astfel. Până atunci, vă mulțumesc pentru vizionare. Și ca întotdeauna, numai bine. Pace!